mărturisesc un secret. Azi aici vreau să vă vorbesc despre o altă temă. Vreau să vă povestesc despre cum poate inteligența artificială să transforme amintirile noastre în ceva ce poate dăinui pentru totdeauna. Unii zic că este o idee prea tristă, dar eu zic că este o idee care ne arată cât de mult ne poate ajuta tehnologia. Haideți să ne imaginăm că fiecare dintre noi deține un balon. Un balon al amintirilor. Ce ar fi dacă am putea umple acest balon cu cele mai frumoase zile? Ce ar fi dacă am putea umple acest balon cu râsetele noastre? Ce ar fi dacă am putea umple acest balon? De ce nu? Cu cele mai amuzante glume. Ce ar fi dacă acest balon ar putea zbura de la noi către nepoții și strănepoții noștri să le arate cine am fost și ce am iubit? Ce ziceți? Nu ar fi magic? Ca o primă concluzie, cred că prin acest exemplu reiese destul de clar că dacă tehnologic acest lucru este posibil, și este posibil, chiar eu însumi am pus bazele unei astfel de tehnologii, atunci aproape orice este posibil. Asta înseamnă că fiecare domeniu, fiecare nișă va fi revoluționat și revoluționată de puterea inovativă a inteligenței artificiale. Am vorbit de amintiri. Adică am vorbit de trecut. Dar cum arată viitorul modelat de această tehnologie? Ce se întâmplă dacă inteligența artificială nu doar păstrează amintirile, ci începe din ce în ce mai mult să modeleze viitorul nostru? Așadar, haideți acum să explorăm împreună despre cum poate inteligența artificială să ne ajute să găsim calea echilibrului și armoniei între om, natură și tehnologie. Știți, în anul 1996, campionul mondial la șah, Garry Kasparov, a fost învins de către un calculator, marcând un moment istoric. În anul 2016, campionul mondial la Go, Lee Sedol, a suferit aceeași soartă în fața inteligenței artificiale. Aceste momente nu au fost doar niște simple partide pierdute, ci semnele unei revoluții. Înfrângerea lui Sedol, de exemplu, a trezit cumva China și a dus la imense investiții în acest domeniu. Trebuie să știți că până în anul 2016, în China nu prea existau experți în inteligență artificială și nici bugete considerabile nu erau prezente aici. Iar dacă ne uităm astăzi la China, vedem că China ocupă locul numărul 1 în lume la toate aceste capitole. Astăzi aici vreau să vă pun o întrebare. Cine credeți că este în anul 2024 cel mai bun jucător de șah? Inteligența artificială sau omul? Răspunsul nu este nici inteligența artificială pură și nici omul singur, ci o colaborare spectaculoasă între aceste două elemente. Și exact aici stă cheia echilibrului și armoniei în era tehnologică. Colaborarea. Când un om colaborează cu inteligența artificială, el poate depăși orice jucător individual de șah. Această idee a colaborării se poate extinde pe absolut orice domeniu. Să luăm medicina, de exemplu. Cine credeți că la ora actuală citește și interpretează cel mai bine imagini radiologice? Într-un studiu din anul 2021, publicat în Radiology, cercetătorii au analizat performanța inteligenței artificiale la detectarea pneumoniei.
Inteligența artificială a avut o acuratețe de 90,1%. Iar când rezultatele ei au fost validate de către radiologi, acuratețea a crescut la 95,4%. Deci, vedeți, colaborarea între om și inteligența artificială aduce schimbarea. La fel se întâmplă și în domeniul programării. Cine credeți că este cel mai bun programator la ora actuală? Din experiența mea ca programator și expert în inteligența artificială, vă mărturisesc că cele mai bune performanțe le dau sistemele hibride. Adică eu ca programator îi spun inteligenței artificiale ce vreau să creez, i-am generează un cod de bază pe care eu îl adaptez și îl îmbunătățesc. Funcționalități care în trecut ar fi durat zile sau chiar săptămâni pentru a fi implementate pot fi soluționate în acest mod în doar câteva ore sau chiar minute. Asistăm la o transformare profundă a modului în care lucrăm. Așadar, inteligența artificială nu elimină joburi, ea le transformă. Și în același timp, cu ajutorul acestei colaborări între om și inteligența artificială, noi nu doar devenim din ce în ce mai eficienți, ci începem să economisim din ce în ce mai mult din resursa cea mai prețioasă pe care o deținem cu adevărat. Timpul vieții noastre. Odată cu aceste progrese tehnologice, crește și consumul de energie. Și aici începe partea mai întunecată a poveștii noastre. O simplă căutare pe Google, de exemplu, consumă energia echivalentă, ca și cum am lăsa o lampă LED aprinsă timp de 10 minute în continuu. O întrebare către ChatGPT consumă energia echivalentă, ca și cum am lăsat o lampă LED în continuu să stea aprinsă timp de 16 ore. Haideți să ne oprim și să reflectăm la răscrucea istorică la care ne aflăm. Suntem martorii unui moment crucial în istoria umanității de la apariția arhitecturii GPT din anul 2018. Spre deosebire de electricitate, care a fost o mare inovație, dar care, dacă îi mărim intensitatea, nu își schimbă funcționalitatea, arhitectura de tip GPT este diferită din acest punct de vedere. Cu cât adăugăm mai multe date și cu cât adăugăm mai mulți parametri, cu atât ea devine din ce în ce mai inovativă. Și exact aici încep să apară problemele. Pentru că companiile încep să concureze pentru a crea un GPT mai avansat, adăugând din ce în ce mai multe date și din ce în ce mai mulți parametri, ceea ce duce automat la un consum de energie din ce în ce mai mare. Nu știu dacă această competiție pentru a dezvolta o inteligență artificială mai avansată a trebuit să ne coste pe noi toți planeta. Din cauza aceasta, dacă vă era teamă că la un moment dat o să apară roboții ca terminatorii care o să ne distrugă, vă pot liniști. Dacă nu avem grijă cu acest consum, nu terminatorii o să ne distrugă, ci noi înșine o să distrugem această planetă cu propriile noastre mâini. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă continuăm această cursă nebună după cât mai multe date și cât mai mulți parametri, ignorând orice altceva. Și să ne imaginăm că la un moment dat, prin această metodă, o să reușim să dezvoltăm o inteligență artificială generală. Adică o inteligență artificială care este la fel de inteligentă ca noi oamenii. Și nu cred că exagerez când zic 15 ani. Având în vedere curba exponențială de dezvoltare tehnologică pe care ne aflăm, eu cred că până în anul 2040 o să creăm
prima inteligență artificială generală. Dacă dezvoltăm această inteligență artificială generală în acest mod, unde doar scopul contează, ignorând impactul asupra naturii, eticii și umanității noastre, oare ce fel de părinți va vedea această inteligență artificială în noi? Oare ce va învăța de la noi? Oare ce fel de copil digital am aduce în acest mod pe această lume? Și de data asta, da, chiar văd cum încep și încep să apară terminatorii. Și da, se poate și altfel. Pentru a dezvolta tehnologii care sunt în armonie cu natura, a trebuit să avem un plan care îmbină inovativul cu grija de mediu. Asta înseamnă să începem să economisim resursele, să diminuăm deșeurile, să folosim energia din surse regenerabile pentru a alimenta tehnologia, să utilizăm inteligența artificială pentru a folosi resursele mai eficient, să construim orașe inteligente care se încadrează bine în natură. Prin aceste metode putem să evoluăm tehnologic într-un mod care respectă și protejează mediul înconjurător. Haideți acum să jucăm acest joc al colaborării între om și inteligența artificială și să vedem ce zice ChatGPT despre cum ar arăta viitorul omenirii în câțiva ani. Bazat pe datele pe care le are și pe ideile pe care vi le-am prezentat aici, l-am întrebat pe ChatGPT cum arată viitorul omenirii în 15 ani de acum încolo. Nu știu dacă ar trebui să fim încântați de acești 10%, pentru că în celelalte variante, ori am distrus planeta, ori am creat un copil digital care este preocupat doar de dezvoltarea sa personală, în același stil nebun cum a învățat de la părinții lui, adică de la noi oamenii, ceea ce duce automat la același rezultat, adică la distrugerea planetei. Haideți acum să vedem ce zice ChatGPT dacă, cum ar arăta viitorul omenirii dacă am colaborat cu inteligența artificială și am dezvoltat doar tehnologii care sunt în armonie cu natura. În 85% din cazuri am avea un succes și doar o probabilitate de 10% ca lucrurile să nu meargă așa de bine din cauza unor acțiuni neglijente ale omului sau unui control deficitar al tehnologiei. Deci, dragi prieteni, povestea noastră de astăzi ne subliniază că în loc să ne temem de terminatori, a trebuit să conștientizăm modul în care construim și permitem tehnologiei să modeleze planeta și viețile noastre. Să nu uităm că tehnologia este ca o sabie cu două tăișuri, dar poate fi și cheia care deblochează următorul nivel al evoluției umane. Viitorul se află încă în mâinile noastre. Iar modul în care construim creațiile digitale definește nu doar evoluția lor, ci și evoluția noastră. Să nu uităm mai ales acum de importanța esențială a acestei colaborări între om, natură și tehnologie. Este o colaborare care ne poate propulsa pe noi toți, ca societate, spre un viitor în care tehnologia nu doar simplifică viața, ci îmbunătățește și umanitatea noastră.